Bună ziua, numele meu este Violeta Mihalache și vă urez bun venit din partea rețelei Civinet România la un nou webinar. Astăzi vom vorbi despre străzi sigure pentru copii, alături de doi invitați, Dragoș Fițuleac și Shannon, care deja s-a alăturat nouă. Shannon va vorbi în a doua parte a webinarului și va fi o prezentare în limba engleză pe care Loredana va avea amabilitatea să o traducă. Veți intra pe un canal separat de Zoom, unde va fi disponibilă această parte de interpretare, dar am să vă spun mai multe detalii tehnice în momentul în care Shannon va începe prezentarea. În prima parte, Dragoș va vorbi în limba română și atunci nu avem nevoie de partea aceasta de traducere și interpretare. Despre Dragoș vă pot spune că este un promotor, este un om care lucrează de câțiva ani buni în proiecte și în politici care descurajează dependența de mașină în comunitate. Astăzi am ales o temă sensibilă, copiii și siguranța lor în trafic și modul în care îi încurajăm să se deplaseze la școală și sunt convinsă că veți afla multe, multe detalii foarte interesante și exemple și modele de bună practică pe care poate le puteți replica în orașele dumneavoastră. Să știți că la finalul prezentării lui Dragoș ne-am gândit împreună la câteva întrebări și vom comenta pe urma răspunsurilor dumneavoastră. Dacă aveți întrebări, idei, recomandări pe care vreți să le faceți, vă rog frumos să utilizați opțiunea de chat pe care o aveți în banda de jos aplicației. Și acum am să-i dau cuvântul lui Dragoș, nu înainte de a-i spune că aproape am atins targetul, suntem la 28 de participanți. Mulțumesc mult, Violeta! Bună dimineața tuturor! Bună dimineața, bună ziua! Da, voi începe cu câteva cuvinte de mulțumire pentru Violeta și rețeaua Civinet, pentru că m-au invitat. E prima dată când fac prezentare în limba română pe acest subiect pentru mine. Așa, dar fiți indulgenți. Cred că prezentarea de față am încercat să o păstrez destul de simplă și destul de sumară, pentru că subiectul este de foarte complex. Mulțumesc că sunteți alături pentru a afla mai multe despre acest subiect și mă bucur să aud că suntem 30-40 oameni care suntem interesați de transport activ, în special când vine vorba de cei mici, și să vedem cum le putem asigura viitorul ăla mai sigur, cu un aer mai curat, unde sunt mai independenți de la o vârstă fragedă. Câteva cuvinte despre mine și o să mă mut pe al doilea slide de acum. Spuneți dacă vedeți, da. Numele meu e Dragoș, am fost în Anglia, sunt în Anglia de 10 ani, de 4 ani sunt cu această organizație numită SASTRANS, care prioritizează transportul activ. Și când spun transport activ, mă refer la mers cu bicicleta, pietoni, dar deopotrivă copii care merg cu trotinete sau scutere, de exemplu. De asemenea, acoperim partea de ecvestru, unde încurajăm rute de dezvoltăm rute de mers cu bicicleta, mers pe jos și ecvestru în anumite locații unde este unde avem spațiul necesar. După cum vedeți, lista și tabelul din în față, lucrurile care sunt listate acolo sunt cele care mă motivează să fiu cu această organizație și înțelegeți probabil de ce sunt atât de pasionat sau atât de interesat de subiect în general, pentru că încercăm să facem lucrurile pentru toată lumea, să le oferim tuturor un context în care își pot trăi viața într-un fel mult mai accesibil și care să le care promovează un stil de viață mult, mult mai sănătos. Privind experiența mea, cred că merită să spun două, trei cuvinte cum am început și cum am ajuns unde sunt acum. Am fost cu SASTRANS, am început cu SASTRANS în februarie 2019. Am lucrat în Londra pe proiecte de infrastructură, ei le numesc Cycle Superhighways. Sunt pistele de biciclete separate de trafic, marcate adecvat, care
au fost promovate în momentul acela de Transport for London, ceea ce este autoritatea de transport din cadrul Londrei. Apoi am lucrat pe un proiect sau două pe behavior change, ceea ce însemna lucru cu școli sau cu angajatori care încercau să-și determine copiii sau angajații să adopte transportul activ și uneori chiar dacă alegeau să meargă cu mașina, cred că era cel mai important pentru noi să nu folosească mașina personală pe cont propriu pentru o călătorie foarte scurtă. Dacă făceau car sharing pentru 10 mile sau mai mult, probabil era ceva ce noi am fi încurajat. De asemenea, unul din proiectele mari la care am lucrat pe Behavior Change a fost în Heathrow, la aeroport, pentru că avea atât de mulți angajați potențialul de a determina lumea să meargă cu bicicleta sau pe jos, cel puțin cei care trăiau în zonele rezidențiale din apropiere, era foarte mare. Apoi m-am mutat în Leeds, unde sunt acum, și studiez un master în transport sustenabil și în același timp lucrez pe proiecte din nou de transport activ. Ei le numesc LCWIP, Local Cycling and Walking Infrastructure Plans. Sunt proiecte care vin de la guvern către autoritățile locale și încurajează adoptarea de noi planuri pentru rețelele de biciclete și mers pe jos. Prezentarea principală. Am focusat-o pe trei mesaje cheie. Am încercat să o păstrez cât de simplă posibil, în principiu, pentru că știu că sunteți din diferite background-uri și vreau să mă asigur că este pe înțelesul tuturor în primul rând. În același timp, am încercat foarte, foarte mult să îmi centrez mesajele pe a vă stimula și pe a duce la multe întrebări pe care să vi le puneți de acum încolo și în același timp de a încerca să înțelegem cum împreună putem să facem diferența. Mesajele mele cheie și le voi detalia apoi în câteva slide-uri fiecare. Adulții fac diferența. Știu că vorbim despre copii și străzi și cât de importantă este strada pentru copii și cum le poate oferi acel mediu sigur unde nu mai sunt dependenți de a fi în mașină, dar toate pornesc de la noi, de la ce care putem face diferența. Și cred că e important să ne gândim la partea politică, e important să ne gândim la partea de mediu, dar în același timp să înțelegem cum noi, prin acțiuni care aparent nu au nicio legătură directă cu acei mici adulți, acei mici copii, contează foarte mult pentru dezvoltarea lor socială, emoțională, îi responsabilizează, le oferă independența care le este răpită într-un fel atunci când sunt în mașină. Și cred că asta este unul de mesajele cheie, să asociem acum, când putem face diferența, conexiunea între ceea ce putem oferi prin proiecte de infrastructură stradală, de exemplu, și felul în care ei pot deveni adulți mai competenți, să spun așa, pe termen lung. Sunt studii foarte multe din Olanda, de exemplu, unde au demonstrat clar că interacțiunea socială și instinctele pe care ți le formezi fiind angajat în mersul bicicletă, de exemplu, te fac să fii mult mai alert într-un sens bun și în același timp te fac să reacționezi mult mai implicat când vine vorba de interacțiuni sociale și de tot ceea ce se petrece în jurul tău. Nu numai oameni, dar și mașini, dar și, nu știu, păsările care cântă în jurul tău, ești mult mai atent la ceea ce se petrece în jurul tău și contează foarte mult ceea ce copiii într-o mașină nu mai experimentează în ziua de astăzi. Despre copii. Ei sunt cei care ne pot da niște indicii foarte, foarte importante despre cum putem reorganiza strada, de exemplu, pentru a o face mai prietenoasă pentru toți utilizatorii străzii, fie pietoni, fie cei care merg cu bicicletă sau fie cei care merg într-un scaun cu rotile, de exemplu, sau pe o trotinetă. Poate sunt, poate au un handicap, de exemplu. Atunci când facem designul unei străzi care în așa fel încât să răspundă nevoilor copiilor, cu siguranță acoperim mult mai multe nevoi și cred că e important să ne gândim la tot contextul, nu doar la copii. În același timp,
suntem foarte, foarte conștienți că prin ochii copiilor putem rezolva mult mai multe soluții decât am rezolvat noi ca transport, ca planificatori urbani, de exemplu, care suntem, care urmăm anumite pattern-uri, care urmăm anumite modele, pentru că așa am fost învățați sau așa am fost educați. Apoi, când vine vorba de ce experimentează copiii pe bicicletă sau când merg alături de părinți pe jos sau în alergare sau pe o trotinetă către școală, se bucură. Și asta cred că este cel mai mare, cel mai important mesaj. Atunci când sunt în mașină, pierd din emoție, pierd din bucurie, pierd din interacțiune. Pentru ei este important să petreacă timpul și interacțiunea cu părinții și cred că trebuie să demonstrăm faptul că ne pasă și ne pasă să contribuim în așa fel încât să lăsăm noi mașina acasă ca indivizi, ca apoi să le păstrăm, să le oferim mediul acel mediu sigur pentru toți ceilalți care aleg să facă același lucru, renunțând la mașină. Apoi despre stres și despre cum adaptăm sistemul în care ne dezvoltăm acum. Sistemul pe care îl folosim acum este centrat pe nevoia de a merge cu mașina și asta este și asta a început prin a ignora inițial nevoile și problemele legate de poluare, de congestie, de siguranță în trafic. Am ignorat nevoile pentru transport activ de foarte mulți ani și acum cred că este din ce în ce mai clar că este că avem nevoie de schimbare. Dacă îmbrățișăm sau dacă nu îmbrățișăm această schimbare, este complet alegerea noastră, dar trebuie să înțelegem că schimbarea este necesară. Despre cum adulții fac diferența. O să apăs play pentru câteva secunde să vedeți cum adulții pot face diferența. Este un bike train pe care încet încet apar din ce în ce mai frecvent în Anglia. Pentru unii pare o experiență înfricoșătoare pentru că își pun copii și expun copiii traficului. Pentru cei care sunt bicicliști încrezători în trafic și se mulează și reușesc să controleze traficul în jurul copiilor. Acei oameni realizează beneficiile pe care copiii le experimentează acum și cred că este foarte important să înțelegem, să le oferim încrederea copiilor că mașina nu îi reprezintă un pericol numai decât pentru ei, pe de-o parte. Să înțelegem că a merge cu bicicleta este în sine o valoare pe care trebuie să o promovăm și să nu îi speriem atunci când îi trimitem în trafic împreună cu un adult sau nu. Și să înțelegem, să le oferim felul de a percepe riscul și de a face diferența între riscul real și riscul perceput, multe riscuri pe care despre care vorbim sau despre care copiii se îngrijorează acum sunt riscuri percepute, riscuri induse de conversații anterioare sau experiențe anterioare, nu sunt riscuri reale, pentru că de multe ori le-am insuflat acest risc arătând către bicicliști în trafic care nu respectau regulile de circulație, de exemplu, sau care ne incomodau în trafic pe noi ca șoferi. Felul acesta de abordat problema trebuie schimbat complet, complet și să renunțăm la probleme din categoria NIMBY, not in my backyard, unde oamenii vor schimbarea și vor să facă diferența, dar în același timp nu vor să ca schimbarea să apară în cartierul lor sau pe strada lor. Copiii devin ce în ce mai expuși ecranelor, probabil expuși de depresie, nu sunt activi atât de mult cât ne-am dorit să fim, le lipsește interacțiune socială. A oferi, a schimba perspectiva și a ajunge să facem diferența prin a le oferi o oportunitate de a merge cu bicicleta, de exemplu, sau de a petrece timp cu adulți sau cu colegi din preajmă, din școală, poate face o diferență foarte, foarte mare pentru ei. În Anglia avem un număr de proiecte, printre care cele mai populare sunt cele numite School Streets sau Play Streets, unde efectiv în afara școlii anumite zone sunt închise traficului și spațiul este
oferit copilul pentru a se juca, pentru a experimenta noi skill-uri, de exemplu, pentru a interacționa și, în același timp, pentru a își permite să fie copii să alege din curtea școlii în drum să-și întâlnească părinții, ceea ce nu s-ar întâmpla în mod normal. Contextul politic, care este foarte, foarte important când vine vorba de ce se petrece pe teren, știu că schimbarea vine de la cetățenii cele mai multe ori, sau cetățenii pot cere schimbarea, dar în același timp dorința politicului de a face schimbarea, de a implementa schimbarea, contează foarte, foarte mult și s-a văzut foarte clar în timpul crizei COVID, unde în Anglia au apărut peste tot foarte multe cartiere numite low traffic neighborhoods, unde traficul a fost redus semnificativ prin fel de măsuri. De exemplu, aici avem un filtru de trafic, dar au fost mult mai multe, dar sunt mult mai multe opțiuni de a alimenta traficul. Cred că mesajul cheie în acest context este să fim pregătiți pentru acea oportunitate, pentru acea fereastră unde putem schimba lucrurile. Aș recomanda fiecăruia din audiență să, dacă consideră că viitorul copilor este important, să aibă un plan numit, pentru că atunci când se spune politicul se schimbă într-o anumită autoritate locală, de exemplu, sau atunci când apare un context favorabil, acele planuri se poate fi implementate. Complexe rezidențiale noi, de exemplu, din nou, cum le putem dezvolta pentru a răspunde nevoilor copiilor, pentru a oferi un spațiu sigur copiilor să se joace, chiar dacă este pe stradă. În același timp am înțeles că acasă, de exemplu, este o dinamică contraintuitivă aproape, unde există suport politic, există mai puțin implicare socială și acolo unde nu există suport politic, grupurile transport activ sunt mult mai vocale. Cred că ar trebui să aducem o balanță între cele două părți și să lucreze împreună atunci când ambele părți sunt disponibile și să încercăm din răsputeri să aducem toți oamenii, politicul și persoanele rezidente, să zic așa, pe aceeași cale, să spun așa, atât încât la același numitor comun, mi-am găsit cuvântul în sfârșit, continuând despre cum adulții pot face diferența. Cred că e important să înțelegem cât de mult trebuie să schimbăm atitudine la nivel strategic, ceea ce nu se întâmplă destul de frecvent. Foarte multe inițiative pornesc de la nivel local, de la nivelul locuitorilor sau al școlii sau un grup de părinți care dorește să facă diferența în comunitate, dar cred că este important să înțelegem că, de exemplu, noile schimbări care au apărut aici în urma crizei COVID, dar nu numai, au venit cu indicații foarte clare, de exemplu, ca rutele noi desemnate pentru bicicliști trebuie să fie dezvoltate de oameni care înțeleg mersul cu bicicleta. Așa ceva nu a fost în legislație până acum și în momentul acesta când este o recomandare, nu este în legislație, dar ca parte a Gear Change, documentul din care acest extras face parte, prezintă o perspectivă mult, mult mai critică asupra felului în care putem dezvolta străzi mai sigure pentru copii și în general. Elemente precum alterările cosmetice superficiale trebuie evitate. Cred că este un mesaj foarte clar că o bordură care nu își are rostul sau o dungă pe albă pe asfalt care nu își are rostul ar trebui evitate și ar trebui luate foarte în serios aceste măsuri. În același timp, ca parte ca acestui document este un document tehnic care recomandă exact dimensiunile pentru pisele biciclete și nu numai. Știu că și acasă a fost un normativ care tinde spre același rezultat. Cred că este important de acum ca să implementăm aceste
noi reguli, aceste noi recomandări aici sau acasă, pentru că știu sigur lucrând în domeniul chiar și aici, de multe ori ajungem în situația în care trebuie să demonstrăm într-un scurt raport, într-o scurtă notă tehnică, faptul că, sau să justificăm de ce nu am răspuns în totalitate specificațiilor tehnice, și uneori sunt justificări clare, dar cu alte ocazii sunt conștient că facem compromisuri, cu atât mai mult sunt conștient că sunt compromisuri făcute acasă când vine vorba de inițiative de infrastructură. Deci trebuie să schimbăm abordarea. Adulții fac diferența. Adulții sunt cei care hotărăsc exact unde pun un semn de circulație și unde nu îl așează. Și în același timp, când restricționezi traficul pentru bicicliști, dacă nu au opțiuni și dacă ești cu un copil, de exemplu, și înțelegi acest semn, cum treci tu pe partea de carosabil, unde efectiv ești mult, mult mai expus? E foarte, foarte greu. Și din cauza asta, cred că e important să luăm atitudine și să fim responsabili noi ca adulți, pe de-o parte, pe de-altă parte, ca autorități locale sau ca angajatori sau ca firmă de construcții, de exemplu, în acest caz, să înțelegem exact ce se petrece. Și cred că e important să înțelegem că a trimite un copil pe strada de aici, în dreapta, e mult mai dificil decât a trimite același copil pe strada care ar putea fi, infrastructura care ar putea fi oferită în același spațiu fizic. Și cred că asta este important de înțeles, faptul că potențialul este la îndemână. Evident, vine cu anumite investiții, dar în același timp trebuie să fim conștienți că investițiile sunt părtinitoare, să spun așa. De obicei, investițiile sunt adresate cartierelor sau zonelor unde nivelul de trai este mai bun. Cu cât putem oferi un context mai favorabil pentru transportul activ, în special comunitățile care nu își permit să meargă cu transportul în comun sau care nu își permit să meargă cu o mașină personală, cu atât diferența pe care o facem în cartier este mai mare, sau general în orice context am fi. Cred că e important să înțelegem cum putem oferi accesul echitabil către o metodă de transport pentru toată lumea care este la tariful care nu face diferența între background-ul social, de exemplu, sau venituri. Despre copii, câteva cuvinte și ce facem aici împreună cu cei mici. Lucrăm cu instituțiile de învățământ foarte, foarte mult. Avem ca parte unul din programele noastre la SAS France este Big Pedal, care promovează bicicleta în primul rând, dar mersul activ în general. Cred că focusul nostru este să implicăm cât mai multe școli în întreaga țară. Avem, cred că am avut în jur de 200-300 de școli anul trecut. Cred că mesajul cel mai important din proiecte ca acesta nu este numai decât faptul că oportunitatea este disponibilă. Cred că asta înțelegem cu toții, că este la îndemâna multora dintre părinți să meargă cu bicicleta alături de copii și copiii se vor bucura de experiență, dar ce trebuie unde trebuie pus accentul, cred că este faptul că uitându-ne la acest video putem înțelege cât de multe mașini nu au ajuns în parcarea din fața școlii sau pe drumurile din fața școlii. Sunt 10 de mașini. Când luăm aceste 10 mașini, multiplicăm cu număr de 300 de școli, de exemplu, cele 10, câteva 10 mașini devin 10 de mii de mașini, probabil, per total. Și cred că acolo este marea diferență. Cum putem oferi noi? Nu este doar nivelul de poluare redus, dar și nivelul de trafic redus, dar în același timp creăm deja un mediu mult mai sigur pentru cei care alerg să meargă pe jos sau cu bicicleta. Și implicit creăm acel loop pozitiv, circuit pozitiv, unde cu cât merg mai puțin cu bicicleta, cu cât merg mai mulți cu bicicleta, cu atât merg mai puțin cu mașina și este mai sigur pentru cei care alerg să meargă pe jos sau cu bicicleta. În posta din stânga aici avem un instructor de bikeability, ceea ce aici se referă la un instructor care
învață copiii sau adulți să meargă cu bicicleta pentru prima dată într-un cadru organizat, structurat pe trei nivele, 1, 2, 3, unde nivelul 1 este într-un mediu complet sigur, fără mașini în plasmă, nivelul 2 este pe străzi cu trafic redus, apoi nivelul 3 presupune acoperirea unor sensogenatori, de exemplu, sau intersecții mai mari. Cel mai important element al acestui training, din punctul meu de vedere, este faptul că acei copii sunt învățați cum să controleze traficul din jurul lor și cred că este un fel de a le oferi siguranța și încrederea în sine și faptul că, pe de o parte, compensează naivitatea unui copil care speră că toată lumea va avea grijă de el sau ea, în același timp reacțiile și încrederea vine și din faptul că înțeleg când și cum ar trebui să facă contact vizual cu șoferii, când și unde ar trebui să oprească o mașină din a îi depăși dacă sunt în poziția în care nu sunt în siguranță atunci când ar fi depășiți. Din nou, cum îi putem implica pe copii și cum le putem prelua mesajele? Foarte multe proiecte care implică low traffic neighborhoods sau care implică school streets aici, încercăm să le dezvoltăm în parteneriat cu școli sau cu rezidenți și invităm copii. Ideile pe care ei le promovează nu numai că sunt cele mai propice foarte des, dar în același timp ne oferă nouă o platformă pentru a vorbi cu directori de școală, cu părinți, pentru a le demonstra faptul că este o nevoie reală și bicicleta nu este doar pentru a te bucura de o vacanță sau de a te bucura de timpul liber. Și prin activități de genul acesta, copiii ajung să dezvolte gândirea critică, ajung să meargă acasă la părinți și să le ceară să meargă cu bicicleta ziua următoare pentru că elevul X sau Y merge cu bicicleta mai des decât ei sau pentru că știu acum că școala subține un proiect unde este în sfârșit mai sigur să meargă cu bicicleta decât cum era înainte și deși există încă îngrijorări privind siguranța copiilor când vin spre școală din partea școlii. De cele mai multe ori, nu vreau să spun că nu sunt justificate, dar sigur sunt exagerate. Cred că trebuie să înțelegem exact ce este rațional și de unde vine frica noastră irațională când vine vorba de siguranță pentru copii. Să le dăm copiilor încrederea să ceară schimbarea în fața părinților sau în fața autorităților sau în fața profesorilor. Din nou, cum delimităm sau care este standardul pentru o stradă sigură pentru copii? Din punctul meu de vedere, uitându-mă la poza din stânga, este mult, mult mai adecvat mediul pentru bicicliști și felul în care arată ei ca oameni care merg cu bicicletă sau care merg cu o trotinetă, comparat cu imaginea din dreapta. Chiar dacă în dreapta este o adevărată sărbătoare pentru că au deschis o nouă rută de bicicletă, mie mi se pare că este aproape un șantier, să zic așa. Oamenii sunt, mai ales copiii, sunt îmbrăcați aproape ca atunci când sunt pe un șantier, căști cu veste și tot restul. Nu cred că asta trebuie să ne dorim și cred că ar trebui să fim conștienți că siguranța nu vine din a purta o veste personalizată și siguranța nu vine din a purta o cască pe cap. Siguranța vine din a fi atenți noi la trafic și din a ne asigura că, pe de o parte, nu vinovățim copiii când se întâmplă ceva, vine aproape la fosta șoferului care ar trebui să fie atent la trafic mai mult decât a fost în acel context, de exemplu. Și e important să acceptăm faptul că o stradă este sigură pentru copii atunci când ei au libertatea de a fi copii. Sunt sigur că în cazul în care cineva din poza din stânga ar cădea de pe trotinetă, de exemplu, nu s-ar întâmpla nimic foarte grav, mai mult de o zgârietură sau o vânătaie. Pe când dacă ar fi împreună pe aceeași stradă unde ar fi mașini și alte vehicule, ar fi mult, mult mai periculos. Cred că acolo este diferența și cred că a dezvolta o rețea de străzi cu trafic redus și foarte redus contează cel mai mult. Acum despre străzi, câteva cuvinte foarte pe scurt. Când vine vorba de străzi,
Oamenii sunt conștienți de nevoia de a avea mai mult spațiu pentru biciclete sau mai mult spațiu pentru a fi pieton. Oamenii sunt conștienți că a merge cu mașina către școală nu este adecvat. Dar în același timp, dat fiind faptul cum am construit străzile și cum continuăm să construim străzile și cum evităm uneori să luăm măsuri pentru a schimba configurația străzilor și a ne asuma această schimbare, duce la același, la perpetuarea acestei abordări unde oamenii încă continuă să conducă copiii către școală, chiar dacă nu este alegerea lor directă. Oamenii sunt aproape forțați în ceea ce numim noi car dependency. Cred că aici este cuvântul cheie. Oamenii nu aleg, oamenii sunt dependenți de mașină sau copiii sunt dependenți de mașină când merg către școală. Și trebuie să înțelegem exact că putem schimba designul străzii, putem schimba felul în care noi promovăm mersul activ și cred că e important să înțelegem că, da, pe de o parte putem schimba treaba asta prin a ne implica social și a fi prezenți acolo pentru a îmbunătăți siguranța, dar în același timp trebuie să ne gândim la nivel strategic cum schimbăm strada pentru a reduce traficul, o putem închide, o putem limita accesul mașinilor pentru anumite ore în timpul programului școlar. Cred că acolo este mult mai important și este mult mai mult de lucrat decât a lucra cu copiii la modul individual și a le oferi veste vectorizante într-un context cum este acesta în poza de pe ecran acum. Și pentru a ajunge la succes, cred că pentru noi e important să înțelegem că schimbarea nu vine de la sine, schimbarea nu vine, chiar dacă ne dorim, chiar dacă ne implicăm, schimbarea nu poate fi implementată imediat. Noi suntem foarte, foarte determinați să experimentăm aproape cu fiecare proiect nou, mai ales dacă lucrăm cu localitate locală nouă sau cu o școală nouă pentru prima dată într-o anumită regiune, să oferim oportunitatea de a testa cum ar funcționa o stradă pentru școală, unde unde oprim traficul. Încercăm foarte mult să testăm cum ar reacționa rezidenții, riveranii care trăiesc în această zonă. Încercăm foarte mult să testăm cum ar funcționa traficul în rest, în zonele limitrofe sau adiacente, zone unde traficul este închis. Și prin câteva ajustări ajungem să înțelegem exact ce funcționează și ce nu funcționează. Cred că asta este foarte, foarte important, atâta timp cât oamenii sunt implicați în acest proces. Noi devenim într-un fel mult mai încrezători în șansa de succes a proiectului, pe când dacă ar fi să doar să implementăm peste noapte o schimbare și suntem aproape siguri că vom fi, șansele de succes sunt mult, mult reduse. Așa că încurajez pe toți să experimenteze, să nu fie frică nimănui, să nu fie frică nimănui de a testa ceva nou, pentru că așa s-au schimbat toate. Așa au apărut toate schimbările majore aici sau în state sau în Olanda, unde au apărut mai multe piste sau au apărut mai multe oportunități pentru transportul activ. Dar cred că o să închei cu acest sfat și să mulțumesc tuturor pentru atenție. Violeta? Da. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare, Dragoș. Să știi că în chat-ul nostru s-a născut o dezbatere întreagă și mă bucur că lumea a reacționat la cele pe care le-ai spus tu. Ce aș mai vrea să completez vis-a-vis de ce a spus Dragoș este faptul că SUS Trans este o organizație cu 600-700 de membri, nu? De angajați. Au birouri în toată Marea Britanie. Și că sunteți susținuți financiar de guvern, nu? Variază foarte mult sursele de finanțare. Suntem finanțați și de guvern, de autorități locale, de finanțatori privați, de exemplu, dar principală sursă de finanțare este, într-adevăr, guvernul, da. Pentru că mulți dintre participanții de astăzi provin din diverse ONG-uri din țară și acum chiar dacă pe mulți dintre ei nu îi cunosc, știu că în foarte multe cazuri, de fapt, ei lucrează
într-un sistem de voluntariat, din pasiune și din faptul că s-au săturat ca lucrurile să rămână tot așa. Și că susținerea autorităților, fie guvernamentale sau locale, este foarte importantă pentru a putea să schimbăm lucrurile. Am să selectez întrebările din chat și invit pe toată lumea să intre în chat. Sunt tot felul de link-uri deja puse aici. Cum facem să deschidem ochii autorităților sau a politicienilor? Exemplu dat de tine, Dragoș, este foarte bun, dar conform legislației noastre este ilegal. Ionuț, dacă pot să revii, nu mai țin minte exact care a fost exemplu dat, Dragoș. Cred că când vine vorba de a deschide ochii autorităților locale, o bună parte din treaba asta vine din a fi activ. De exemplu, acum este un debate destul de mare în țară privind siguranța persoanelor de sex feminin în trafic, pentru că sunt mai vulnerabile, sunt mai tentate de a lăsa loc mașinilor, de exemplu. Și există cineva în Londra care și-a propus efectiv, pentru că nu poate schimba legislația, nu poate avea un impact direct asupra legislației, a spus, obiectivul meu este pur și simplu să am din ce în ce mai multe grupuri de femei care merg în trafic cu mine, în grupuri cât mai mari, pentru a demonstra că nu suntem în siguranță și vine și elementul de responsabilitate socială, unde există o anumită doză de abuz, de exemplu, și în acest tot context, această persoană a spus, e mai important pentru mine să ies în trafic cu persoane de sex feminin și să mă bucur, poate fi, nu știu, pot veni cu copii, cu fiicele lor, de exemplu, să demonstrez că suntem prezente în trafic și atât cât există expunerea, apoi sunt sigur că va veni și un răspuns partea autorităților, dar Ionuț poate spune exact la ce seara. Da, la ce mi-a seara scris. Da, era exemplu acela de la început cu adulții care însoțesc copii. Da, 14 ani. Și în România, da, nu ai voie. Dacă ești mai mic de 14 ani, să circul cu bicicleta pe străzile publice. Da, este ilegal și înțeleg, probabil și... Da, nu cred că am un răspuns direct acum. Dar sigur ce aș recomanda e atât timp cât acest lucru se întâmplă în mod responsabil și nu este nimeni pus în pericol, nu aș evita să încurajez oamenii să meargă împreună copiii pe stradă, dacă pot face treaba asta în mod sigur, pentru că altfel, dacă nu există expunere și dacă nu există o dovadă că că este o cerere pentru acest lucru să se întâmple, nu văd cum ar veni schimbarea în primul rând. Exact. Am să vă rog să vă conectați la Mentimeter și să introduceți codul pe care îl vedeți pe ecran 9338-9594. Prima întrebare este în ce oraș locuiți în momentul de față? Da, cei mai mulți momentan sunt din București. Timișoara, Cluj, Arad, Iași, Bacău, Craiova, Brașov, Alba Iulia. Am văzut că sunt doi în listă și de la Chișinău, domnul viceprimar de la Chișinău și încă o doamnă. Barcelona. Că e important ca să
pun accent pe faptul că prezentarea e mai mult un cadru de a stimula conversații în viitor, mai mult decât de a așeza soluții în fața oamenilor. E mai mult un cadru în care sper să ducă la mai multe conversații de acest fel. Asta este obiectivul meu per total. A doua întrebare, dacă lucrați în organizații care sunt implicate în mobilitatea școlară, chiar dacă lucrați într-un departament al primăriei care are legătură cu școlile, nu trebuie neapărat să fiți din sistemul de educație sau ONG-uri care organizează programe pentru școli. Da, nu știu de ce nu se... Hai să mai încercăm o dată. La mine a fost o problemă cu internetul. Și sper că acum da, cred că trecem la următoarea întrebare, pentru că nu știu de ce nu funcționează partea asta de Menti. Care a fost exemplu din prezentarea lui Dragoș care vi s-a părut cel mai interesant? În timp ce lumea votează, o să-i răspund Lucie, pentru că m-a întrebat o întrebare destul de relevantă privind faptul că oamenii vor alte școli care nu sunt în apropiere de unde trăiesc, pentru că sunt mai bune, clasificate ca fiind mai bune. Pe de parte, problema asta e rezolvată aici, având unele autorități locale fiind mai stricte în privința școlii pe care o poți alege. În același timp, aș spune că acestea sunt excepții de la regulă și ar fi bine, în general, ca autorități sau ca oameni care lucrează în domeniu să nu ne blocăm la excepții, să înțelegem că majoritatea oamenilor sunt cei care sunt locali când vine vorba de cât de departe sunt față de școală și acela trebuie să fie focusul nostru. Da, sunt excepții oameni care vor să fie la o altă școală și probabil sunt 50-10%, dar restul sunt prin preajmă și acolo trebuie să ne focusăm. Probabil când ne vine vorba de orice schimbare de acest fel, primii 10% și ceilalți 10% de la extreme, care sunt cei mai vocali sau cei mai puțin vocali, sau cei mai puțin înclinați spre schimbare și cei mai susținători, cei mai pro-schimbare, probabil ar trebui să îi lăsăm deoparte până la un punct și să ne focusăm pe cei 80% de la mijloc, care contează cel mai mult. Da, am primit câteva răspunsuri. Dragoș, cred că e acoperită întreaga ta prezentare. Bike Train a fost cel mai de succes. Da, cam toate, cred că exemplele pe care le-ai dat au fost interesante și acum o să ajungem la ultima întrebare. Care credeți că este cel mai greu de implementat în România și dacă puteți scrie și în paranteză de ce? Nu știu, legislație, lipsă de soluții financiare, etc. Ce credeți? Mentalitate, ce credeți că ar împiedica implementarea unui exemplu pe care Dragoș l-a dat și v-a plăcut în România? Da, mentalitatea. Cred că la toate nivelurile. Infrastructura adiacentă, implicarea personală.
Da, interesante răspunsurile. Cred că răspund mai mult la întrebarea de ce e greu de implementat. Da, mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri. Am să opresc răspunsurile și share-ul pentru a vedea dacă mai sunt în chat și alte comentarii. Mulțumesc, Dragoș, răspunsul Luciei. Din punctul meu de vedere, autoritățile locale ar trebui să creeze un dialog între departamentele de transport și educație, inclusiv inspectoratele locale și regionale. Da, așa este. Am să îl rog, dacă Paul mai este, pentru că el a făcut niște comentarii foarte interesante în chat, Paul Nemes. Încerc să pun pe unmute. Și dacă vrea să ne spună puțin din ceea ce face, din ceea ce ne-a scris pe chat. Paul, am reușit să dezactivez, să activez microfonul. Poate nu mai este. Da, vedem, mai așteptăm câteva minute. Dragoș, vreau și eu să te întreb ceva. Ai spus la un moment dat, la începutul prezentării tale, că în Marea Britanie aveți în legislație, poate nu am înțeles eu bine, de asta te întreb, planuri locale de acțiune pentru încurajarea mersului pe bicicletă și mersului pe jos, care sunt finanțate de guvern? În principiu, da. Deci, acum câțiva ani, în 2016, au dezvoltat prima etapă acestui program numit Local Cycling and Walking Infrastructure Plans, prin care autoritățile locale li s-a cerut să dezvolte la nivel de concept o rețea. Apoi, în stadiul al doilea, li s-a cerut să lucreze cu firme de consultanță sau cu noi, Sustrans, pentru a dezvolta un concept pentru 1, 2 sau 3 coridoare pentru active travel, pentru transport activ. Și apoi în al treia tranșă, să spun așa, anul ăsta, anul următor, trebuie să aleagă 1 sau 2 din coridoare și să le implementeze efectiv fizic în cadrul autorității, și guvernul a finanțat tot procesul, iar autoritățile locale depinde cât de în serios au luat tot procesul, dacă au propus proiecte ambițioase care au demonstrat faptul că da, pot avea potențial să ducă la o schimbare modală, atunci au primit finanțare pentru următorul stadiu. Cam așa a funcționat. Și evident, nu toate autoritățile locale au dezvoltat un plan, dar acum s-a ajuns în stadiul în care cei care au eșuat în primul an să dezvolte un plan, acum li se aproape impune să dezvolte un plan de rețea ca la nivel de concept, apoi să progreseze în viitorul apropiat. Deci, da, este o inițiativă centrală. Da, foarte interesant. Da. Mulțumesc tare mult, Dragoș. Alte întrebări văd că nu mai sunt. Trecem la prezentarea lui Shannon. Mulțumesc încă o dată, Dragoș. Dacă cineva vrea să te contacteze, îi rugăm să ne scrie nouă pe CV.net și vom face legătura direct cu tine. Sigur, eu îți mulțumesc. Bun, dacă... Uite, mai am o întrebare. O altă întrebare este legată de campanii. De regulă evaluăm succesul în campanii de awareness, în numărul de fluturași distribuiți sau numărul de persoane care participă la eveniment. Există în Sustrans o metodă în care se evaluează schimbarea de comportament, the actual behavior change? Da, noi avem un departament special care se ocupă de partea de monitorizare și evaluare, se numește Research and Monitoring Unit, are câteva 10 de oameni în componență și da, încercăm să analizăm și calitativ și
punerea al numerelor, că cum progresăm pe fiecare din proiectele pe care le facem. De multe ori folosim numerele repede pe care au fost menționate, dar în același timp ce folosim foarte mult e cum se compară schimbările în comparație cu alte proiecte ale noastre, pe de o parte, și pe de altă parte avem fel de fel de unelte, să zic așa, tools pe care noi le folosim pentru a demonstra valoarea, de exemplu, beneficiile și de vedere al sănătății, emisiilor de carbon, fel de fel de calculatoare care estimează, de exemplu, când a venit vorba despre Big Pedal, de exemplu, dacă am avut X mii de copii care au mers cu bicicleta, cam care a fost reducerea, când vine vorba de nivelul de carbon, de poluare în general, în acea zi per total. Și avem fel de fel de unelte în sensul ăsta să dovedim cum impactul nostru aduce o contribuție pozitivă. În același timp, impact financiar, când vine vorba de proiecte unde dezvoltăm un coridor, de exemplu, care trece pe lângă un centru comercial sau care trece pe lângă atracții turistice, avem fel de fel de metode de a de a pune o valoare financiară pe beneficiile derivate de acolo. Ceea ce contează foarte mult, mai ales când vine vorba de a atrage noi surse de finanțare, când demonstrăm faptul că localnicii vor avea un câștig în plus, un venit în plus prin faptul că oamenii vor trece pe acea rută de biciclete, de exemplu, ca turiști. So, deci diferă foarte mult de la caz la caz, dar sigur sunt metode mai mult decât de a număra numărul de flyere distribuite sau numărul de oameni care am vorbit la un eveniment. Și putem vorbi mai mult despre treaba asta dacă vreți detalii. Uite, încă un comentariu. M-a surprins procentul mic al părinților care vor mai puține mașini în jurul școlilor. 25%. E corect? E 25% care vor mașini mai puține în jurul școlilor. Cred că poate nu am formulat perfect clar răspunsul de la chestionar, dar era oamenilor li s-a dat opțiunea de a prioritiza ce e important pentru ei și primul sfert a spus despre mașini în jurul școlilor. Nu, scuze, al doilea sfert a spus despre mașini în jurul școlilor, iar primul sfert a spus despre trotuare mai largi. Deci prima jumătate de cei care au răspuns la chestionar au spus despre trotuare mai mari pentru oameni pentru a putea merge alături de copii, iar celălalt sfert a spus despre mașini. Deci când tragem linie, jumătate din oameni au susținut clar transportul activ. Mulțumesc pentru precizări. Mulțumesc pentru intervenție, mulțumesc pentru prezentare și exemple. Dragoș a mai fost invitat la una dintre activitățile pe care Civinet România le-a organizat, dar care n-a fost așa publică, și anume la trainingul pe care l-am organizat pentru studenți și proaspeți absolvenți de introducere în mobilitate urbană, și atunci a avut rolul de invitat în a doua zi a trainingului și m-a bucurat foarte mult că ne-am cunoscut atunci. În mod evident, Dragoș o mai fi alături de noi și la următoarele evenimente. Mulțumesc încă o dată foarte mult și acum este timpul să trecem la următoarea prezentare. Shannon, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, perfectly. I will give a few instructions in Romanian for those who do not speak English. Deci, cei care nu înțelegeți limba engleză sau vreți să auziți traducerea în limba română a prezentării lui Shannon, am să vă rog să intrați pe opțiunea de interpretare care e tot în banda de jos și să alegeți acolo opțiunea limba română, Romanian. Și Loredana, cred că va merge. Mie tot îmi pică internetul, deci sper să ajungem cu bine la sfârșitul acestei sesiuni. So, Shannon, nice to see you again. Shannon is from Stuttgart, Germany, yes. She works for Babel Smart Cities and she will have a very interesting presentation today. Not only about school mobility, but about a platform that can be useful for each of us.
And Shannon, please, you have the floor. Perfect. Let me just share my screen. And I will also do my best not to talk so fast because I know we have interpretation happening between two languages now. Thank you all for welcoming me here in English. I hope you're looking at the slides, right? Not the presenter mode. Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat la această prezentare. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Sper că vedeți slide-urile pe ecran. Okay, all good. Yes, it is okay. We can see the slides. Okay, perfect. And how long do I have now? I'm not sure how long the webinar is running until. It's okay. It's fine as long as you have something to say. Okay, perfect. I'll aim to be efficient, but also get you the information I think is most interesting. So hello, everyone, again. As Violeta introduced, my name is Shannon Masika. I'm living in Stuttgart, Germany, where Babbel is its headquarter, but I'm originally from the United States. And at Babbel, we have team members from 30 countries, or close 20 countries among the 30 of us. Nobody yet from Romania on our team, although I feel like in the future, we certainly should have some representation also from Romania. And I know my colleague Ronaldo has particularly enjoyed working with both the German Chamber of Commerce events and also now with the CiviNet, connecting to various networks in Romania. And we anticipate doing more work in partnership there in the future. So thank you for having me. I'm also very happy about this topic, Safe Routes to School, and happy to show you how our Babbel platform can help you find some information on this topic and more, particularly because my background is in public health. And so road safety, traffic safety is very important in this world, and something I'm quite passionate about personally. So without further ado. I will ask you kindly, not so fast. So Translate. Thank you. Yes, I talked a little bit slower. Sure. So at Babbel, we started our company about 5 years ago, recognizing that cities are getting smarter. But what does this mean? There's still many problems, many challenges in the world to be solved. Even though we have lots of innovation and lots of great ideas coming about, only a percentage of these projects are successful. What do we mean by successful? We mean going beyond pilot stage. So thinking about projects that are no longer just small implementations, but how do we have large scale implementation across Europe? So when we started Babbel, we were a spin-off of the larger Fraunhofer Society, applied research organization in Germany. We had this idea in mind that we need to help cities to be able to scale projects so that they're not just small implementations, but larger implementations. So why are projects not scaling? This is also what we bring, this mindset idea that we have in our work. And we see three primary barriers. These are not the only barriers, but these are three barriers that are quite important in terms of inhibiting why smart city implementations aren't accelerating. One is lack of structured neutral information. Second is lack of collaboration mechanisms, so ways for partners to come together, to work together on different projects easily, simply, also to have funding. And this leads into also the third reason, so lack of tools and supporting services. So at Babbel, we are aiming to try to solve some of these barriers through our platform and the various work that we do. So the Babbel platform, and I'll get to show you what the platform looks like in a second, aims to address these issues I just presented and create a way to bring various players, various stakeholders in the smart city community together around this idea of connection. And the word connect for us is really at the heart of what smart city means. Smart city is a bit of a funny phrase because it means technology to a lot of people, which for us is part of it. But really this idea of connecting, not just devices, not just IoT solutions, but connecting people, connecting departments, connecting stakeholders so that cities can work more efficiently with the resources they have. There's a lot of talent in cities, but some of the barriers that we see, those of us working at Babbel who worked previously in government and now are on the outside trying to help things run a little bit more smoothly. These things, we know that, you know, there are tools out there that we can try to
help address some of these problems. So this is what we're trying to do. So on the platform, in addition to bringing together stakeholders from various parts of the smart city community, we're providing high quality, structured, and importantly, free content to the public sector, showing examples of both neutral implementation plans, as well as what do those neutral implementation plans look like in reality in cities across Europe and the world. And so this is what we call a use case. These are crowdsourced projects that come from members of our Babel community, both from the public sector, private sector, and also partnerships, public-private partnerships, that are showing best practices for replication. I mentioned that we also provide expert curated solutions. These are the neutral blueprints. They are not specific to any particular vendor. So for a city, for instance, that's never implemented a mobility hub, you can come to Babel, you can find a blueprint that shows you some major considerations, supporting factors, as well as links to these specific use case examples that could help you start off on your first implementation. We also showcase innovative products from various vendors, providing a marketplace for cities that are then interested in exploring which particular technologies do they want. Cei care doresc să exploreze ce tehnologii specifice pentru tehnologiile smart. Is something you can do through us. Revin la faptul că noi încercăm să comunicăm. Toolbox on Babel. So Babel is free, as I mentioned, but if you want to make the most of it, you create an account, also free, you sign up, and then you have access to this Babel toolbox, which has various tools related to urban mobility, but we also have other tools more broadly related to city resilience infrastructure. These are optional tools that we have developed ourselves, both in partnership with other organizations to help cities make the most of the information in our database or information they have in their city. And so now hopefully you're seeing the slides moving. This is our Babel platform, which you can find at babelsmartcities.eu. I don't want to talk about us too long, but I wanted you to have this introduction so that you know where the information that I'm about to present comes from. So we have over 350 use cases from around the world. Again, these are the best practices that I mentioned that are coming from our community of users, people from public sector or private sector like yourself who are sharing information with our community. We are largely focused across Europe and the UK, although we have users from over 30 different countries. 75 cities, actually more than that now, have formal pages on our platform, and we have involvement from closer to 150 cities when you count the participation for cities without formal pages on Babel. We also have over 300 companies that are sharing information with our community, and over 65 smart city projects are highlighted on Babel. This is also a very interesting point because when Babel was founded, which is what the note in the bottom says, that our platform was founded as a joint initiative at an event in Portugal in 2017, was when we first launched our platform. We also started out of an EU project and with this idea that in addition to the general notion of smart city implementations needing help to accelerate, particularly many of these EU funded projects, they're great. There's a lot of collaboration, there's a lot of research, innovation, but what happens 3 or 5 years when funding for these EU projects ends? So that's another mission of ours at Babel, is we help the learnings from these projects to continue so that the projects can have pages on our platform, they can share the use cases, the information, the results, the learnings that come out of those projects. So even once the project website maybe no longer exists after the project, those EU projects and other projects have a place to live on Babel for the information to continue growing within our smart city community. So I want to now switch. That was an introduction to Babel, who we are as a platform. We also do a lot of other support services around the platform that I'm happy. Shana, please, not so fast. Oh, sorry, I talk slower, thank you.
So this was an introduction to Babbel platform. If you're interested in more information about the platform or other services that Babbel does connected to the platform, how we work with cities, my information is included at the end, and I will share these slides after the webinar so that Violeta, you can distribute to everyone who attends today. Sorry again for speaking too fast. I do my best to speak slowly. Now I want to shift. So I've shared what Babbel is in general. Now I want to share specific use cases, best practices that our members on Babbel have shared with us. So the first use case is a project called Data for City. It is focused on providing school safe routes to school for children to travel safely, whether to school or also for leisure. So very relevant, I think, for the topic today. This use case comes from Dresden, in a city in Germany. It was from this year and it was implemented at the district level. All of our use cases at Babbel are classified, whether they're implemented on a city level, district level, or even beyond the city. Also for smart city for us, it does mean city proper, but we work a lot also with regions. We work with smaller municipalities. So on Babbel, we also try to highlight which scale was the implementation so that cities of any size or districts or regions can come to Babbel and have information that's relevant also to a municipality or area of their similar size. So in this use case, the primary challenge is that in Germany, there are still many accidents every year, road traffic accidents involving children. More than 28,000 children under the age of 15 were involved in road traffic accidents in Germany in 2019. There was also a challenge of having a critical mass of on-site information. This means there was a challenge with information on traffic accidents as they were occurring live to be able to complement data being collected by the local public authorities. Also information on hazards that might cause traffic accidents, so or lack of infrastructure that might lead to different traffic accidents or other road safety concerns. So the solution in this use case, it was presented, an application was developed with municipal funds to identify what the project called gray spots on various routes to school or routes to leisure destinations, where users can use an app called Pin City on their mobile phone. Using this app, they can report various obstructions on their route, or they can also share data directly to local authorities. So now this on-site collected data complements data that the city is already collecting and is already using, so that the city is able to have better data-driven decision-making around where are road safety improvements needed, how can we make sure that we are focusing on better health outcomes for all, especially children, as they commute to school or other places in the community. This use case is a strong example because it involved many stakeholders. It involved parents, it involved children, it involved local authorities. It's also funded by the city with not so much funding needed. It was less than 50,000 euro, which often we see a lot of funding grants more widely available for these smaller amounts, and it gets trickier as your project gets bigger and bigger. So if you're interested in having a similar application in your community, you can join Babbel and you can follow the link to this use case, and you can contact the implementers of this use case directly on Babbel platform to learn more about the challenges they faced and also to read more information than I'm able to share today. About different factors that led them to this project and also what success they've had since they put the project in place.
So now we'll share a second example. This example comes from Ireland in 2019. And thinking about which level, this is a beyond the city level. It's more of a suburban community. They used a product called Vectorial System in this particular area to solve a problem of conflict between cyclists and pedestrians. So the challenge was as part of an initiative called Active School Travel, the city built a two-way cycle lane, which is good. It improved mobility for cyclists, but it was also in an area with many pedestrians, many people walking, as well as three bus stops at a critical intersection. So this was creating conflict between cyclists, pedestrians, also concerns about bus safety as the bus is traveling through the stops and picking people up. So the solution, the local council partnered with a company that offers the Vectorial system, and they were able to cover 51 square meters with the platforms that you can see in these pictures at bus stops that provide very high visibility and also separate space for cyclists already on the road above where the bus would go to provide additional safety, additional visibility at these bus stops that are sharing space also with the cycleway. The lessons learned in this implementation, it was a very quick solution since they worked with a vendor that already had a very portable, easy to install solution available. This was very important to this local council because they needed to resolve this problem before children started returning to school, since the cycleway was first implemented, finished in the summer months. So the ease, the speed of the installation really helped this to be successful, to improve access to the bus stops and also reduce conflict between pedestrians and cyclists. Also, this was another project implemented with not such high funding for the three platforms installed, which you see here. It was less than 50,000 euro. Also, since they implemented the cycleway and these platforms, the city has seen an increase in cyclists on the street. So more bikes, less cars, therefore less potential hazards for children commuting to school. Also better air quality as well. So lots of benefits from one implementation. And again, the link, if you want to contact, I will share on the slides as well. Finally, I have one more example. This one comes from Logroño in Spain at the city level in the city center. And this is something we've seen open streets examples like this in many parts of Europe and the world in response to the coronavirus pandemic. So I like this example because even though the focus here is largely about how can all citizens interact safely, how can we do safe social distancing? A side benefit is that when you have less cars on the street, when you have more space for people, it can also make roads safer for more vulnerable users. So children are included in this group. So while safety for children to school and to leisure routes was not the primary outcome, that has been one success of this implementation. So the challenge in the city of Logroño before Corona was that they had quite a lot already of walking and biking actually. More than 60% of the daily travels in the city were being recorded by pedestrians or by cycling. However, with the coronavirus pandemic, there were of course concerns about too many people in the streets in a small area, and how could there be safe social distancing while still encouraging people to meet in the streets to gather. So the solution was that the city implemented what they called light reversible interventions. So things that could easily be installed and then removed to promote health, to ensure sustainable environment, and also to ensure safe travel and accessible travel for all. Included in these interventions, they had several different implementations. So they had strips exclusively for pedestrians to indicate where should pedestrians go versus other users, dedicated cycle lanes, as you can see in this first
picture. Also, some with a loud contraflow, so cyclists going against the normal traffic pattern. They also created more shared bike lanes between, or shared lanes between pedestrians and cyclists. Also, they had shared carriageways, as they called it, between bicycles and motor vehicles. So some of these interventions were also relating to the school route safety. They tried to place these near areas, either local residential areas, near schools, near parks, usually where there is already a little bit less thorough traffic, and also people needing to access public garages or private garages to put their cars. So thinking, they thought very thoughtfully about where these open streets implementations should be. This use case I also like, and I think I don't understand Romanian so well, but I think I understood from the previous presentation that there was some talk about need for political support. This was also very important for this example. So the mayor's office already had decided in Logroño that they wanted to have more low street zones across the city. So when they decided to implement the Open Streets project, there was already political support there. This helps it to be successful. Also, because this was a low budget project and reversible, it was easier to gain political support at the beginning. But because it was so successful, now these reversible measures are becoming permanent, and the city is allocating more money to build more and more infrastructure to support safe distancing, safe routes for school, other related measures. So if you're interested in some of how the further funding is being developed, that is also detailed in this use case, which will be provided on the link in the slides. And that's all I have to share today. Thank you for listening, and apologies for talking too fast at some points. It's always a work in progress for me to talk slow, and I appreciate being here to learn and share with you today, and I'm happy to answer any questions. Thank you very much, Shannon. Deci, dacă sunt întrebări, vă rog frumos să le scrieți în chat. Shannon, I have a question. Is it possible also for the Romanian cities to come and contribute on the platform? Yes, of course. Right now, our platform is primarily in English. However, we're launching a new translation tool in this coming year. So it would be easier, even if you do not speak English, to share your information and also to read all of the information we have on the platform. We're very happy to have cities from Romania participating with us. I have a question from Ionut. What companies are allowed to join the platform? Type of companies, type of institutions? Yeah. So we work with various types of companies, and we have various types on the platform. We have technology providers, so whether that's providers of sensors or infrastructure or data platforms, we define that very broadly. We also work with research institutions. Those are types of companies on Babel, other academic partners, also business development networks. We, as long as people are interested in the types of work that we're doing and furthering public good, we're happy to have them on the platform. And we have representation from these different types of organizations, different companies already on the platform too. And also public authorities? Yes. So we have city pages on Babel, which includes many cities, but also regional networks, also broad other public agencies, maybe that don't fit in the title of city per se. So we are happy for that as well. NGOs? Yeah, we have some NGOs as well. Usually they're creating organization company page on Babel. That's one thing that also will change in the coming year, because right now when you choose Babel, if you want to create a page, you have to select a type, either city, company, or organization. But we realize that not every organization fits so neatly into one of these three. So we're broadening the types of pages we have. And already if someone from a different organization wants to join, if they have questions, they can just contact us, but we're
pretty much always happy to have anyone participate. So. Okay, thank you very much, Shannon. Yeah. I will forward your contact and your presentation and also the registration of the webinar. Perfect. Dacă nu mai sunt întrebări, văd că încet nu mai sunt. Ionuț a găsit două orașe din România care sunt prezente deja pe platformă, Iași și Târgu Secuiesc. Deci, dacă nu mai sunt întrebări, am să vă mulțumesc pentru prezență și vă așteptăm în ianuarie la un nou webinar. La începutul lunii februarie, în 1 și 2 februarie, vom avea un training pentru studenți și proaspeți absolvenți. Tema din acest an este tema de la ediția din februarie va fi incluziunea și accesibilitatea în mobilitate urbană și vom avea două doamne trainer pe care le-ați mai văzut la webinarurile noastre. Este vorba de Ana Maria Baston de la Ruprecht Consult Köln și de Ana Drăguțescu de la ICLEI Freiburg. Thank you, Shannon, very much for your presence here today and for delivering your presentation. Dragoș, dacă mai ești alături de noi, îți mulțumesc încă o dată pentru că ai acceptat invitația de a participa la webinarul nostru. Loredana, multe mulțumiri pentru traducere. Știu că n-a fost ușor. So, have a nice day. O zi frumoasă tuturor și ne vedem cu următoarea ocazie. Thank you. Bye. Bye. See you.